De când cu pandemia, multe dintre lucrurile ce înainte mi se păreau normale, acum au devenit neobișnuite. Să ieși pe afară sau să te vezi cu cineva a devenit un challenge, iar din cauza asta, eu unul cel puțin simt cum stările de anxietate și modul negativ în care privești lucrurile s-au accentuat. Așa că dacă vă simțiți și voi la fel, cu ajutorul acestei inițiative mișto unice de conștientizare a sănătății mentale pe timp de pandemie, am un mix fat pentru voi, care pe mine cel puțin m-a ajutat enorm să fiu plin de viață și nu ca un cartof care prinde rădăcini pe canapea. Intră pe telefon și puneți o limită de timp în care ai voie să stai pe aplicațiile alea pe care îți pierzi tu mereu timpul. Hai că știi, Facebook, Instagram, TikTok, jocuri. După, gândește foarte, foarte bine ce te pasiona pe tine când erai mic, ce îți plăcea ție să faci cel mai mult și caută un curs legat de treaba asta. Uite, spre exemplu, mie îmi plăcea foarte mult să mă joc cu plastilina și să creez tot felul de soldăței. Așa că, nu, nu am căutat un curs de modelare a plastilinei, ci am dat peste un alt curs de modelare 3D pe calculator. Practic același principiu, doar că la un alt nivel și m-am îndrăgostit instant. Timpul nu mai zbura în neștire, iar eu eram mult mai focusat și mai bine dispus pentru că eram productiv. Așa că te sfătuiesc și pe tine să faci exact același lucru. Gândește foarte bine ce te bine dispunea pe tine când erai mic și repune în practică. Vei vedea că din start o să te simți mult, mult mai bine. Pentru mai multe detalii despre campania Spuneți Oful, intră pe site-ul Unicef România. V-am pupat!